care fast food are cele mai picante iteme? Asta vom afla azi și începem cu KFC-ul. KFC-ul, pe loc unde vrei să vii dacă mănânci picant, dacă nu au ceva extra mega picant aici, rămâi dezamăgit. Ca să fie mai interesant vlogul, voi testa fiecare fast food într-un tier list de picanterie. Mamă, cuvântul ăsta picanterie, cred că l-am inventat eu pe vlogul ăsta, chat. Nu cred că există. Să nu-l folosiți. Iar la final, câștigătorul va lua premiul pentru cel mai picant fast food din România. Și-l voi alege împreună cu voi. Hai să vedem. Fac bro, tot e picant la KFC. Ce o să iau? O să iau o dată hot wings. Hai să văd sosuri picante. Nu are sos picant, bro. Și ce să mai iau acum? Burger picant. Ok, un dublu crispy burger. Nu mă lasă să-i pun ardei. Wow. Hai să vedem dacă ne dezamăgește KFC-ul pe picanțeală, băi. Bă, nu știu dacă m-am obișnuit, eu nu prea mănânc picant, frate, dar înainte parcă mi se păreau chestiile mai... Ok, ăsta e puțin mai picant. Are aftertaste, da? Da, are aftertaste, parcă nu vine instant. Ia. Din păcate n-am putut să-i pun extra ardei sau chestii. Nu înțeleg de ce nu are sos picant, frate, ar trebui să se inventeze un sos picant, nu ți se pare? Ba da, ba da, pare ilegal. Da. Chestii să n-ai. Cred că aripioarele o să fie cele mai picante. Da, aripioarele sunt destul de picante. Cred că o să fie cele mai picante în toate fast food-urile. Dar sunt curios, poate o să ne surprindă un fast food pe parcurs. Wow, vei, nu, nu cred. Wow! Burgerul, sincer, nu mi se pare picant deloc. Chiar nu e picant, bro. Are și maioneză. Ce primul mi-a rămas? O impresie bună. Îmi place când fiu de mor. Am băut mini. Dar m-aș la ceva mai picant. Eu în ultima perioadă am început să mănânc siracea, care e destul de picant. Probabil m-am obișnuit. Înainte mi se părea mult mai picant KFC-ul. Sau poate am prins noi niște bucățele nepicante. 5 din 10 pentru KFC. Chiar mă așteptam la mai mult. Deci pe tier list-ul meu ajunge la 5 din 10. Sincer, KFC, nu știu de ce, am mâncat, cred că când eram mic, ultima oară picant la voi și mi se părea că mi-a gura foc, frate. Dar de data asta nu au chiar cele mai picante produse. Și următoarea locație este Taco Bell. By the way, nu uitați să vă abonați dacă plac vlogurile. 1000% dintre voi nu sunteți abonați. Pe bune, nu glumesc, 1000%. Abonați-vă. Și dă și un like. Taco? E mexican, nu? Mexican, teoretic, da. Nu ne-am ales cea mai bună zi de filmare, având în vedere că e fucking duminică, vere, și toată lumea la mall. Toată lumea, uite câtă lume e, bro. Care crezi că o să fie cel mai picant lucru? Un burrito, ceva. Un burrito? Da, eu așa cred. Care e cel mai picant lucru? Ăla. Îmi dai un de ăla și ai și vreun sos picant? Da. Și îmi dai și un sos picant. Cel mai picant? Da, vă rog. Orice ai cel mai picant. Mamă, vezi, pe prima oară unde găsim sos picant, frate. N-am mai găsit sos picant nicăieri. Bine, am fost doar la KFC până acum, dar asta e partea a doua. Cred că, din punct de vedere al prețului, este cel mai bun produs pe care l-am avut până acum. Acest burger care e cât... Ia, mă, acest sos cum e. Sos jalapeno. Mamă, bă, ăsta nu e sos, frate. Direct castraveți. Bă, se întâmplă multe chestii pe care nu pot să le pun pe cameră și de-aia râdem, da? Hai, contează că ne distrăm în viață. Cât de picant este? E destul de picant. Da? Uh-huh. Mai picant decât la KFC? Uh-huh. Mamă. Ardeiul ăsta din el e boala lui, bă. Mamă, ce să mai abuta pe mine deja. Bă, nu glumesc. Da, mie că dacă mai iau o gură explodez. Iau o gură și acum să facă muzul de aia de explozie. De aia care jalapeno, spun el. E cu pui. Da. Mamă, sunt picant rău jalapeno ăștia. Ăla ești, ăștia chiar sunt picant, vere. Da? Da! Ăștia chiar mă ard! Mamă, te așteptai ca Taco Bell să fie mai picant decât KFC? Sincer? Da! Veri, mâncare mexicană! Barancul meu de picanțenie, Taco Bell-ul primește un 8 din 10. Foarte picant ardeii aia. Chiar foarte, foarte picant. Ok, we at McDonald's right now, boys. Nu știu dacă o să găsim ceva picant aici. Ce crezi, o să găsim ceva picant aici? Bă, teoretic ar trebui să fie, nu? Bă, nu știu. McDonald's nu prea e renumit pentru chestii picante, adică I got no idea, bro. By the way, dacă vă plac vlogurile astea, e mai chileanu așa, adică eu fac și vloguri tard, dar mai vreau să fac și vloguri așa, în care mai stau, chill. Bine, voiam să mănânc și eu azi la fast food și am zis că, bă, trag și eu vlogul ăsta pe dreapta. Mister Beastificarea asta tuturor vlogurilor mi se pare nașpa, știi? Adică după ce te uiți și îți iei doom scroll pe TikTok de la 3000 de chestii de dopamină, parcă vine să te uiți la un vlog de genul, nu? Când mănânci. Place să sai ca aici. Scara de picanțenie. Oare pe ce loc o să se claseze pe scara de picanțenie? Bă. Eu sincer cred că o să fie ultimul zmecu. Bună ziua și bine ați venit. Care e cel mai picant lucru pe care l-aveți? Aripioarele. Atât? Da. Puteți să-mi puneți extra ceva picant, sos pe ele sau ceva? Dacă doriți, vă dau semișul crispy, chicken și ardeiute. Ok, dați-mi-l pe ăla odată, îmi dați și aripioarele și mai aveți și... Da. Ceva sos picant? Sos picant nu am. Ok, atunci atât. Și un Sprite. Da? Da, 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 și un Sprite. Comanda ai fișate corect? Nu e Sprite-ul, da. În rest, da. Nu vrea prea să 43,50. Ok, mersi. Nu m-am înțeles cu el. Salut. Da, 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 da. Ok, 44 de lei, 20 de lei pentru aripioare și 22 de lei 50 pentru un McCrispy cu extra jalapenos. O să stau la portbagaj pentru acest meal de la McDonald's. Nu știu dacă ați observat, dar nu a vrut să-mi dea Sprite. Deci nu m-am înțeles cu domnul. Nu știu ce s-a întâmplat și de ce i-am pus pică, dar n-a vrut să mi-l dea. Nu mi l-a dat. Nu o să bem nimic azi. Hai, deci astea sunt singurele iteme picante de la Mac. Mamă, ăsta arată extra picant, vere. Da, pare rău. Ăsta pare urât rău. Mamă, mi-e frică de asta, bro.
Până acum nu e picant. Bro, nu știu, și ca gust e ok. La ăsta, oh my god, bro, ăsta are jalapenos. Wow. Ăsta mă aștept să fie picant. Eu nu mănânc ardei în general. Ăsta e puțin mai picant. Ăsta mă arde gura deja. Caută-i pe băieții mei. Bă, uite, ai auzit? Bă, ăsta e un sandwich bun. Arată așa, așa. E bun, dar nu e picant. La Mac, puțin dezamăgit, sincer. Ardeii de la Mac nu sunt ardei. Efectiv, nu erau picanți, nu știu ce se întâmplă. Până la urmă, Mac-ul e cu vită, e cu altceva, nu e de picanțenie. Știi ce zic? Mă, cuvântul ăsta picanțenie, cred că l-am inventat eu pe vlogul ăsta, chat, că nu cred că există. Să nu-l folosiți. Mac-ul primește nota 3 din 10. Din păcate, este pe ultimul loc, chiar dacă îmi place. Ok, am ajuns la Noodle Pack. Suntem la Unirii, cred că e cel mai mare Noodle Pack. Am mai făcut și o promovare în trecut la Noodle Pack, așa că ar trebui să fiu ceva familiarizat, dar înainte nu mâncam picant. Așa că să vedem cu ce ne surprinde azi. Fancy. Nu mă simt în România. Putem să comandăm doar aici, ceea ce e ciudat, dar în fine, să luăm la pachet de data asta. Vă scuzați, care e cel mai picant lucru pe care îl aveți? Crispy picant. Crispy picant, da. Ok, și noodles ceva? Noodles, orez sau... Ok, uite, noodles crispy picant, nu? Îl luăm pe ăsta? Da. Oh my god, și cât de bun e ăsta, trebuie să ne luăm. Ăsta luăm pentru noi. Yes, sir, nu? Da, îl mâncăm aici. Băi, ți-s un live în momentul ăsta, am văzut că Cami căuta diamante și să vedem cum se vede pe live când intrăm. Dar știi, n-avem noi tacâmuri să le dăm. Pe aici? Nu mă, pe aici. Păi iar te-ai pierdut, mă, de... Da, mă, uite pe aici. Salutare! Salutare! Nu e rău! Vama! Stai așa, vină cu asta, stai un pic. Ia uite, setup de Minecraft aici! Na, setup de Minecraft! Vino, mă, Bisoi, aici să ne închidem aici. De câte ori ați murit? Că n-aveți de la pălai și mă uitam și nu n-am văzut. De mult! Bă, v-am adus ceva de mâncare, picant, și vreau să-mi spuneți cât de picant e. Picant. Am adus ceva de mâncare picant. Da. În primul rând o să mergem la mall să mâncăm. Bă, doar vreau să gustați să-mi ziceți cât de picant e, atâta, ok? Gen, pe bune. Ce campanie? Nu, jur, nu e campanie, am gen testez toate fast food-urile. Tu faci vlog ce ai venit aici, pe vlogul tău. Da, ca să vă mai... Îți pare de rău, pare de rău, chiar așa. Băi, păi stai, s-a terminat live-ul și n-am donat? Băi nu, dar ai venit așa repede, ne-ai băgat camera în față, ia. Deci fii atent, ia și un sos picant. Bam. Bă, dar ce prieten v-a mai adus de mâncare? Ce prieten a mai venit aici? Bă, vezi că e tare setup-ul ăsta pe spate pe aici, v-ați aruncat până ele sau? Pare că ați dat puțin rage. No! Dacă pleci de lângă mine și te caut o oră. Ia, ia. Ia. Bă, tu ce? Ce probleme? De ce ești așa terminat? De ce vrei, mă, să mănânc un pic? Da, să-mi zici cât de picant e. E picant, gen? Da, da, da. Asta crezi tu că e picant? Bă, e picant rău! Eu cu sosul ăsta. Zi, mă! Ia, mă, la mișto, că le-am mâncat de 6 ore. Și mănânc cu sos? A? Păi mănâncă și cu sos. Da, e un pic picant, da. E un pic picant? Dar nu e, m-am luat și cu sos, nu mi se pare. Dați-o notă la picanțeală, de la 1 din 10. 5. De unde, mă, că e 9? Mă, dacă ăsta e picant rău, pici nebun, dacă vă duc peste stradă, muriți. Dar nu vă zic ce e peste stradă, că mă, află lumea unde sunt. Ce, măi, Japoa e peste stradă? Unde stradă întindeam, bun rău. Voi n-ați spus unde sunteți? Nu. Am pus story că vin aici la voi. Dar vezi de tare, da? Glumezi, mă. Bă! Le-am dat și de mâncare la prietenii mei pe live. Acum le cer și banii. Și hai la următorul fast food. Eu vreau să vă donați alu, sai. Și eu, acum. Nu poți donesc cash? Nu, că dacă nu ești cash, ne arunci ceva de la țară, de mor. Noodle Pack se situează tot la un 8-8.50 din 10. Mult mai picant decât Taco Bell-ul. Nu mă așteptam, sincer, să fie atât de picant Noodle Pack-ul. Popeyes, să vedem cum e aici. Nu mai e. Bună seara, bine ați venit, mai puțin rog. Cred că nu e. Mie chiar îmi place aici. Mă scuzea, mă ascult. Bună seara, ce aveți cel mai picant? Aripioarele. Aripioarele sunt cele mai picante? Cred că da, crispy-urile sunt la fel. Ok, dați-mi niște aripioare picante, o porție. De 8, de 5. De 5, un sos picant aveți? Da, bufala. Și un sos picant. Atât, mersi mult. 23 de lei la urmărat. W interacțiune cu doamna de la Popeye. Bun, unul dintre puținele fast food-uri la care am găsit. Ce am găsit? Sos picant. Și astea arată foarte picante. Miroase picant.
rău? Wow, vezi, nu mai rău! Nu cred! Wow! Nu cred că ultima e cea mai rea. Chiar e cea mai rău? E picant de mă omoară sosul ăsta. Sosul, nu aripioara. Zi, mă. Stai să iau și o gură de aripioara fără sos. Tu ai văzut cât de puțin am pus? Da. Nu că e aripioara, e o aripioara normală, sincer. E o aripioara picantică. Dar asta nu-i picanțel. Picant rău? E picant. Stai așa să iau una mai mare, chiar să văd dacă chiar așa e. Ok. Uite cât am pus, da? Deci nu e chiar așa mult. Hai să văd dacă chiar e așa picant cum mi s-a părut. E cam cel mai picant, mi se pare. Personal, da, mi se pare cel mai picant. Mamă. Nu dă-l pe costa, mi se pare cel mai picant. Ia. Wow, e foarte nașpa, veri. Vrei să guști? Hai mă, vrei să guști? Bagă limba puțin. Mamă. Chiar e picant, veri. Da, e. Bă, nu mă așteptam să fie așa picant, Popeye. Sincer, 9 din 10 sosul ăla. 9 din 10 pe scara mea de picanțenie, având în vedere cât de picante au fost celelalte lucruri, 9 din 10. Da, mă, chat. Like, subscribe. Și sai pe shop, ăsta a fost vlogul, un vlog mic, dar vin vloguri mai tare în continuare. Așa că merită subscribe. Pa.